Bă, nu știu, nu știu de ce vând ăștia arcul la kit, așa, e un kit ready to shoot. O husă foarte mișto, din materialul ăsta velcro, pare destul de durabilă. 6 săgeți cu pene naturale pentru tradițional, cu logo-ul Sanlinda pe ele. Cred că au un singur spine, cred că au 500, nu știu că nu scrie pe ele, dar cred că au 500 din ce scrie pe internet. Și aici nu-l mai desfac, că am treabă cu arcul. Mănușă, bowstringer, protecție de antebraț din aia lungă, manualul arcului. La fel, nu știu de ce au pus amortizoare, că arcul e foarte silențios. Printre cele mai silențioase arcuri cu care am tras până acum. Sanlinda Royal X8, cu bunăvoința arcursageți.ro. Dacă, la fel, o să fac de acum încolo o să fac o variantă așa prescurtată. Dacă nu vrei să urmărești până la capăt, da, merită. Merge și luați-vă că merită. O variantă de buget mediu, dar care mie mi se pare că are destul de multe chestii premium, aspecte premium. Finisajele sunt foarte bine. Foarte mare atenție la finisaje, cum e decupat pe aici. Nu vezi nicio muchie neglijată, nu vezi nicio muchie trecută cu vederea. Foarte frumos estetic. Raft tăiat la centru. Uite decupajele astea cum le are pe aici. Raft tăiat la centru cu suprafața asta destul de decent așa, adică se duce până mai sus. Logo-ul, văd că au preluat de la americani chestia asta cu logo-ul de alamă, de bronz, deci o fi logo-ul ăsta, lipit pe arc. Și un mâner foarte slim, foarte pe gustul meu. Aici e o chestie subiectivă, mie îmi plac mânerele slim. Și din nou, de obicei la modelele noi apărute Sanlinda, are suprafața asta aici, care îți permite să te duci foarte frumos cu mâna și să stai cu toată greutatea arcului pe suprafața asta. Foarte comodă, foarte bine gândită. Nu știu de ce n-am prea văzut-o pe la alte arcuri, chiar și mai de buget mai mare. Royal X8. Da, chiar îmi place. Chiar îmi place pentru că au reușit să facă o chestie caracteristică arcurilor de high-end. Au reușit să micșoreze lungimea de lucru a brațelor. De undeva pe aici începe fade-ul. Da? Și brațul are o lungime de lucru mai mică, mai scurtă, asta, care îți oferă două avantaje. Îți oferă în primul rând viteză, arcul e mai agresiv și le trimite mai repede. Și în al doilea rând îți oferă mai puține vibrații și mai mult sunet. De-aia ziceam mai devreme că m-am mirat de ce au mai pus amortizoare. Efectiv, foarte silențios, nu văd nevoia de amortizoare, decât dacă te duci să vânezi, nu știu, căprioare prin pădure. Foarte mult îmi place. Ca ciclu de forță, se încarcă foarte bine datorită acestor brațe cu suprafață de lucru mai scurtă. Și îi dă un zvâc. Îi dă un zvâc frumos, dar nu stachează. Deci săgețile au 32,5, sunt întregi. Uite, acum sunt pe la 31-32 întindere, mai mult de atât nu pot eu fizic, nu permite anatomia să-l duc, că mi se blochează omoplații și nu mai am de simt mai în spate. Dar nu văd un stacking la el. Deci poate fi fără grijă folosit și de arcașii ceva mai înalți, cu o lungime de întindere mai mare, chiar dacă are doar 60 de inci de la vârf la vârf. Deci o chestie semi-compactă. Chiar au dat lovitura cu Royal X8. Și nu numai, n-o spun numai eu, sunt pe canale mari din afară cu pretenții, review-uri foarte bune la arculețul ăsta și în sfârșit am avut ocazia cu ajutorul arcursageți.ro să fac o încercare. S-a riscat Emil să mi-l trimită, deși eu sunt mai critic așa, chiar dacă nu dă bine, da. Asta e. În schimb, ăsta îmi place. Îmi place foarte mult. Îmi place și mă bate gândul să-mi iau și eu. Chiar dacă
nu știu, cred că mă bate acasă, cred că dorm cu cățeaua, că nu mai am unde să le mai pun. Nu mai am unde să le mai pun prin casă. Frumos. Frumos. Chiar mișto. Mă așteptam, aveam multe așteptări de la arculețul ăsta și nu m-a dezamăgit. E de ceva timp în proiect și chiar nu m-a dezamăgit. A venit în sfârșit în România și le trimite bine. Le trimite foarte bine. Deși săgețile astea sunt cam tari pentru el, la spine, dar chiar merită. Deci e o investiție care chiar merită. N-am ce să zic de rău. Brațe scurte, ca lungime de lucru, un cadru foarte comod, foarte bine gândit, foarte bine lucrat. Atenție la detalii și la finisaje, fibră de sticlă și cu arțar cred că e. Dar, v-am spus, au gândit-o bine, geometria au gândit-o bine. Nu sunt foarte late, cred că sunt mai subțiri decât brațele ILF. De fapt, nu cred, sigur sunt mai subțiri. Dar, ca lumea, chiar merită. Hai sănătate!